Mulțumim din suflet colindătorilor de la Făgăneș, dorim drum bun spre casă, un an nou fericit. Dragi prieteni, un obicei deosebit de spectaculos ne vine din cartierul Leorla, din Comănești. Formația cuprinde 40 de membri, dintre care numai 23 de urși. Am spus numai pentru că acolo bănuiesc că ursul este pe care e dispariție în zona respectivă, pentru că cel mai mic are 6 ani. Vă dați seama că de pui sunt luați la oaste, cum s-ar spune, și puși la fricare. Dragi prieteni, este un obicei care se pierde negura timpului. Există și o legendă despre Zamorxes care a fost învelit într-o blană de urs. Așa că, în aplauzele dumneavoastră, invit în scenă urșii de la Comă. E din Valea Trotușului, e cum ții Comăneștiului. Truzuliță Bob Grăunte, e din Cuuri și de la munte. Hai tot în coate și-n genunche și s-apropie de sat să-și câștige de mâncat. Hai când era să stau la masă, e urși s-a urcat pe casă și mă mâniară foc. Ei, și le-am pus verică-n bot. Ei, și-am plecat cu ei prin sat. Ei, ne băut și ne mâncat. Ei, și aici thank you.
frumos! Vă rog frumos, bani! Hai bucuroși, nebucuroși! Bine v-am găsit sănătoși! Am venit la dumneavoastră cu această ceață frumoasă. Și ursoaica asta mică, hai ce-mi joacă, nu mai dă frică. Hai și ursoaica asta mare, ce sare în două picioare. Hai tu, Martine, șavră mare, hai saltă-te în două picioare. Hai să te vadă lumea bine, hai că tu mă asculți pe mine. Hai nu mai ascultă tu zău, hai da-ți-e frică de cearlău. Hai că cearlău e pironit, hai pentru capul tău găsit. Hai și făcut un moș de-a meu, măsura pe capul tău! Tulpina bradului, păi a fătat ursoi ca pui, păi și-a fătat doi câte doi, păi că-i bună boala de soi, păi mă duse-i încetişor, păi ca să-i fur un puișor, păi puișorul a țipat, păi și ursoi ca m-a mușcat, păi tu cu minte de nu stai, păi tu cu minte de nu stai, păi scot cuțitul și te toi, păi și te făhățul la căi. Păi și te saltă moș Martine, păi că tu mă asculți pe mine. Păi nu m-ai ascultat un zău, păi dar ți-e frică de cearlă. Păi că cearlă-l-i pregătit, păi că truncă-l-l s-au gătit, păi că pe jos, pe jos, pe jos.
Ei, doar iarna la Comănești, în vechii daci îi întâlnești. Ei, îmbrăcând pielea de urs, ca mai înainte de Iisus. Ei, și jucând urși prin sat, ei, alungă cei necurat. Ei, și lasă în urma lor, ei, sănătate și mult spor. Ei, sănătate și mult spor pentru anul următor! Ei, și de asta pe ciomor! Ei, căpa-s-o ia pe hară! Ei, pe cărare printre stâng! Ei, vino ursoaică pe brânc! Ei, eu cu pușca la picior! Ei, o aștept ca s-o dobor! Ei, și-o aștept până la vârloc! Ei, s-o dobor cu cui cu tot! Ursoaica plimbă pe sus! Ei, că pământul se sănătoasă. Mulțumim de ce l-ați dat. Mi-a luat turșii și am plecat. Hei, frățuliță firmătasă! Hei, m-a lovit un dor de casă!
prieten, cel care conduce alaiul de urși se numește Purtător. Sunt de vorbă cu Purtătorul de la Comănești și o să rog să vă spună câteva cuvinte despre acest obicei. Tu unde ați mai colindat, în primul rând? Avem noroc că s-au mai relaxat lucrurile, că am tânjit un an de zile, ca și dumneavoastră, probabil după tradițiile noastre, și am început să colindăm din nou prin țară și să bucurăm și să ne bucurăm alături de dumneavoastră de tradițiile noastre milenare. Am fost zilele trecute la Iași, o să ajungem și la Vatra Dornei, o să ajungem, vedeți, suntem la Vaslui, o să ne plimbăm puțin. Mulțumim mult pentru prezența aici. Aș vrea să vă spun, pentru că știu că este o dispută între iubitorii de animale și cei care, mă rog, trăiesc, cum viețuiesc cu acești urși, cum e să te trezești pe prispă cu asemenea din o pisică de 3 metri? Da, ca în toate lucrurile din viață trebuie să existe un echilibru și noi încercăm să păstrăm tradiția asta, dar fără a periclita, eu știu, numărul urșilor din pădure sau mai știu eu să ducem la extinția lor. Nu, sunt nicio formă. Deci ce vedeți dumneavoastră sunt ei care au fost moștenite din tată în fiu și așa s-a ajuns să se poată forma un ansamblu, un număr mare de piei. Vă mulțumim mult în numele vasluienilor pentru prezența dumneavoastră în acest festival. Vă dorim succes pe mai departe și drum bun spre casă. Și eu mulțumesc vasluienilor care ne primesc cu atâta căldură în fiecare an. Din partea cetei de urși comănești vreau să vă urez sărbători fericite și un an nou așa cum vă doriți dumneavoastră, cu sănătate în primul rând. Mulțumim mult și să ne vedeți sănătoși. Mulțumim și noi. Dragi prieteni, avem un orător.